Suntem în seria Romani, o carte incredibil de complexă și cei care v-ați aplicat cu atenție la grupurile mici, probabil v-ați dat seama că nu o să vă ajungă niciodată timpul ca să răspundeți la toate întrebările pe care le aveți. Însă, cred că e important să trecem prin cartea asta o dată în viață cel puțin. Astăzi mergem în Romani 8, un capitol foarte complex și în studiul pe care l-am făcut săptămâna asta și săptămâna trecută, am găsit serii de predici întinse pe un an de zile pe Romani 8. Nu vă speriați, astăzi o să reușim doar în 40 de minute. Însă rugăciunea mea este ca în timp ce mă auziți pe mine vorbind, să știți că Dumnezeu vă vorbește și să rugăm pe Dumnezeu să facă asta și din toată complexitatea și bogăția temelor din Romani 8, Dumnezeu să folosească acele gânduri și idei care să vă transforme, să vă transforme vouă, nouă viața. Așa că, haideți să mergem în textul acesta, bifând faptul că am început cu vestea bună, Romani 1, apoi am văzut judecata, am văzut îndreptățirea, am înțeles ce înseamnă reconcilierea, am văzut ce înseamnă sfințirea, agonia și astăzi ne îndreptăm către un titlu tot deosebit și anume izbăvirea. Romani 8 răspund la întrebarea ce înseamnă să fii creștin, nu cum să devii un creștin. Așa că, odată intrați în locul acesta, dacă ne ascultați online, cam asta încercăm să lămurim astăzi. Ce înseamnă să fii creștin? Dacă pe parcursul acestui studiu devii creștin, ne bucurăm și vrem să aflăm. Și o să ajungi la mărturie, ca și Marcus. Dar vrem să vedem ce înseamnă să fii creștin. Cu alte cuvinte, ce înseamnă să fii în Hristos? Dacă vă uitați și citiți cartea Romani cu un creion în mână și subliniați de câte ori apare în Hristos Iisus, o să vedeți că de 60 de ori se folosește sintagma asta. Și ca să pun în context izbăvirea, aș vrea să încep cu o scurtă ilustrație legată de discursul pe care l-a avut președintele american Franklin Roosevelt pe 6 ianuarie 1941, mobilizând practic Statele Unite în ceea ce era al doilea război mondial aici în Europa. Mare parte din ce a spus el atunci a fost uitat, însă a rămas o parte, o frază în istorie și anume, el spune așa, aștept cu nerăbdare o lume fondată pe 4 libertăți umane esențiale. Libertatea de exprimare, libertatea de credință, libertatea de a nu duce lipsă de nimic și libertatea de a nu te teme. Dacă vreți, Romani 8 este declarația de libertate a creștinului. Un studiu scurt introductiv, multe studii introductive putem avea pe Romani 8, ne va arăta că accentul este pus pe Duhul Sfânt, Duhul Sfânt fiind menționat de 21 de ori. Într-un singur capitol de 21 de ori, din care de 19 ori este tradus ca fiind Duhul Sfânt. Ce înseamnă asta? Gândiți-vă că Romani 8 îți dă Duhul Sfânt odată la două versete. 1 Corinteni 12, care e despre darurile Duhului Sfânt, îl menționează odată la trei versete. Și totuși, Romani 8 nu este despre Duhul Sfânt. În primul rând, Duhul nu este atât de prominent pe tot parcursul, ci doar în prima parte, de la 1 la 17. Și într-al doilea rând, Pavel nu se concentrează atât de mult asupra Duhului Sfânt ca atare, ci asupra a ceea ce face Duhul Sfânt în viața credinciosului. De ce? De ce Duhul Sfânt, Romani 8, izbăvire, libertate? Pentru că Duhul Sfânt este cel mai bine cunoscut prin slujirea Lui în viața credinciosului. Și binecuvântările pe care El le oferă, privilegiile conferite de Duhul Sfânt credinciosului, sunt tema acestui capitol. De ce? Pentru că 2 Corinteni 3 cu 17, noua traducere românească, Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Așadar, libertate. În primul rând avem libertatea față de judecată, fără condamnare. Romani 8, de la 1 la 4. De la 5 la 17, libertatea față de înfrângere. Suntem fără obligații față de păcat. Într-al treilea rând, libertatea față de descurajare. Suntem fără frustrări pe lumea aceasta pentru că avem o încurajare la Dumnezeu. Și într-al patrulea rând, libertatea față de frică. Nu ne mai poate separa nimic de dragostea lui Dumnezeu. Ce o să facem în dimineața aceasta și e necesar să facem asta, este să citim tot capitolul.
Dacă încercăm să vorbim despre lucrurile astea complexe pe care le vedem în capitol, fără să citim capitolul, va fi destul de greu să ne conectăm cu ceea ce se întâmplă. Așa că vă ajută dacă țineți telefoanele deschise, cu toate că textul va fi proiectat pe ecran. Așa, hai să mergem în Romani 8:1 și continuăm, începem de acolo. Acum, dar, nu este nicio osândire, condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci, lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Așadar, primul punct, prima predică, dacă vreți, ne uităm la izbăvirea de condamnare prin Hristos. Acum, dar, nu mai este nici o osândire, nici o condamnare pentru cei ce sunt în Hristos. S-ar putea să ne asculți în dimineața asta, s-ar putea să ne asculți online, s-ar putea să fii nimerit la predica asta și să te întrebi, bun, dar de ce era nevoie de o condamnare? Ne iei oarecum de nicăieri când ne spui, acum, dar nu este nicio condamnare. De ce ar fi fost nevoie de așa ceva? Ca să înțelegem fraza asta, întrebarea asta, trebuie să pornim puțin mai devreme, și anume în Roman 6:23. Căci plata păcatului este moartea. Și expresia aceasta, plata păcatului este moartea, sublinează consecința inevitabilă a păcatului. Noi suntem născuți în păcat, în fire, în natură păcătoasă, și datorită faptului că Dumnezeu este sfânt, drept, rebeliunea noastră care se numește păcat, ne separă de Dumnezeu și separarea aceasta duce moarte spirituală și fizică. Asta înseamnă că despărțirea de viața veșnică oferită de Dumnezeu, în cele din urmă, este judecata eternă, de aici, și condamnarea. Ce se întâmplă este că vestea bună, Iisus Hristos, vine și rezolvă problema asta. Și avem nevoie de noțiunile astea introductive, mai ales dacă le auzim pentru prima oară. În primul rând, cum rezolvă Iisus această problemă, este prin jertfa Lui. Iisus a luat asupra Lui păcatele noastre. Țineți minte, suntem născuți în păcat, datorită păcatului lui Adam și Eva, și Iisus vine și ia asupra Lui și păcatul cu care ne-am născut și păcatul pe care l-am făcut. Pe cruce, El suferă pedeapsa pe care noi o meritam. Moartea Lui n-a fost doar un act de sacrificiu, ci a fost și un substitut, adică a pus în locul morții noastre moartea Lui. El a plătit cu viața Lui perfectă, era nevoie de o jertfă pentru asta, și moartea Lui rezolvă nevoia dreptății lui Dumnezeu, plata pentru păcate. Plata păcatului este moartea. Iată, Hristos oferă moartea Lui ca noi să nu mai trebuiască. 2. Moartea și învierea Lui ne oferă viață. Prin învierea Lui, Iisus biruie păcatul, înfrânge păcatul, înfrânge moartea, oferind celor ce cred în El relația aceasta restaurată. Țineți minte? Relația a fost frântă, despărțire. Ei bine, prin moartea și învierea Lui se reface relația asta, posibilitatea acestei relații. Și 3. Credința în Iisus aduce justificarea. Pentru că cei ce sunt în Hristos Iisus, da, textul pe care l-am citit mai înainte, nu mai sunt condamnați. Ei nu mai sunt condamnați datorită faptului că Iisus s-a lăsat condamnat pentru noi. Așa că jertfa lui Iisus Hristos este soluția divină la problema păcatului, oferind iertare și viață veșnică celor ce își pun încrederea în El. Iată credința. Acesta este contextul larg în care trebuie să citim problema asta a lipsei condamnării pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Și textul începe cu acum dar. Când textul începe cu acum dar sau așa dar, trebuie să vedem că de fapt ce urmează să citim este concluzia a ceea ce am citit deja. Așa că trebuie să te duci înapoi în 6 și în 7 să vezi despre ce o fi fost vorba până aici. Acum dar nu există nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, ne duce mai specific la capitolul 5. Și trebuie să citim câteva versete din capitolul 5 ca să înțelegem tema asta a condamnării. 5:12. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit. Observați? Păcatul acela dintr-un singur om, Adam, trebuia să fie rezolvat. El s-a tot rostogolit și fiecare dintre noi născuți pe lumea asta am fost născuți în păcat.
Și darul fără plată, versetul 16, nu vine ca printre acel unul care a păcătuit, că judecata venită de la unul a adus condamnare, o sândă, dar darul fără plată, venit în urma multor greșeli, a adus o hotărâre de iertare. Dumnezeu a hotărât să ne ierte. Și trebuia să rezolve problema asta pentru noi. Versetul 18. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă, o condamnare, care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viață. Căci după cum prin neascultarea unui singur om, Adam, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. De subliniat este faptul că acest singur om este tocmai Iisus Hristos. Acest singur om prin care am fost făcuți neprihăniți. Suntem justificați așadar doar, exclusiv, prin credința în legătura, unirea noastră cu Iisus Hristos. Doar așa scăpăm de condamnarea asta despre care e vorba. Și condamnarea este acea stare de pierdere, de înstrăinare de Dumnezeu. În afara lui Hristos, toți vom suferi această condamnare. Ei bine, cum se pot rezolva problemele astea? În primul rând avem, foarte interesant, Pavel folosește o combinație perfectă, o armonie perfectă între un limbaj juridic, condamnare, dar și inclusivist, pentru noi toți. Toți suntem aduși la această condamnare, dacă vreți, e un proces de grup. Și Pavel continuă prin textul ăsta să-l asigure pe credincios nu doar de realitatea vieții cu Hristos, ci și de finalitatea vieții în Hristos. Și Pavel elaborează lucrurile astea. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Lucrarea eliberatoare a Duhului, despre care am vorbit deja, se întâmplă prin Iisus Hristos. Și trebuie să explicăm puțin aici. De ce? Pentru că legea mozaică, legea Vechiului Testament, a fost neputincioasă pentru a salva viețile umane de sub puterea păcatului. Atenție! Puterea păcatului și a morții. Nu prezența, ci puterea. Avea puterea asupra noastră. Și aici trebuie să înțelegem un pic ce înseamnă această fire păcătoasă. Firea asta păcătoasă pornește de la un cuvânt grecesc care se numește carne, sarx, ăsta e cuvântul, și peste tot este tradusă ca fire păcătoasă, fire pământească. Noi nu mai suntem pământești, cam asta e, totdeauna apare același cuvânt. Ei bine, Dumnezeu intervine și rezolvă problema asta a firii pământești. Cum? Și aici intrăm în jocul de cuvinte al lui Pavel. Legea era fără putere asupra firii pământești, naturii păcătoase, da, despre asta vorbim, în care ne-am născut. Totuși Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, în natura păcătoasă. Cum face asta? Afirmând că Hristos a venit într-o fire asemănătoare păcatului. Greu. Suntem născuți într-o natură păcătoasă și natura aceea păcătoasă nu mai putea să fie izbăvită prin legea Vechiului Testament. Așa că ce face Dumnezeu este să-și trimită Fiul într-o fire asemănătoare cu natura păcătoasă, adică în trup de om, și în acea fire să moară, schimbând practic pe sine cu noi. Hristos a devenit într-adevăr pe deplin uman, luând formă de natură păcătoasă, dacă vreți. El a trăit ca un om, dar fără păcat. A trăit în natura păcătoasă, dar fără să facă păcatul. Cu alte cuvinte, Hristos, ca orice altă persoană de la Adam încoace, nu s-a supus păcatului. El nu a trăit sub tirania aceasta a păcatului. El însuși nu a păcătuit și nici nu a moștenit pedeapsa păcatului, și anume moartea. Dar ce face Pavel aici este să ofere un limbaj al schimbului, dacă vreți. Hristos, poate vreți să notați asta, Hristos a devenit ceea ce suntem noi pentru ca noi să putem deveni ceea ce este El. Repet, Hristos a devenit ceea ce suntem noi, a luat fire asemănătoare păcatului, pentru ca noi să putem deveni ceea ce este El. Dumnezeu, condamnând păcatul în Hristos, adică prin faptul că l-a pus pe Hristos pe cruce, ca jertfa noastră, poate evita de aici încolo, din termen juridic, să evite să ne mai condamne pe noi.
că l-a condamnat pe el. Ăsta e substitutul. Ăsta e schimbul pe care l-a făcut Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și rețineți că scopul lui Pavel este de a arăta cum nu mai suntem condamnați. Care e explicația? Și explicația începe să se dezvolte atunci când înțelegem ce înseamnă că umblăm prin Duhul. Împlinim legea, aceea mozaică, trăind astfel în și cu puterea Duhului. Și textul ăsta, această idee este luminată în altă scriere a lui Pavel. Haideți în Galateni. Și în Galateni 3, de la versetul 10, începe să se lumineze puțin acest aspect. Și anume, Galateni 3 cu 10. Căci cei ce se bazează pe faptele legii sunt sub blestem. Deoarece este scris, blestemat este oricine nu rămâne, subliniați, în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Evident, nu putem face asta. Să rămânem în toate lucrurile scrise. Este clar că nimeni nu este îndreptățit înaintea lui Dumnezeu prin lege, pentru că cel drept prin credință va trăi. Iar legea nu se bazează pe credință, ci ea spune, cel ce le împlinește va trăi prin ele. Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii, definind blestem pentru noi. Căci este scris, blestemat este oricine a târnat pe lemn. Imaginați-vă ce înțeleg evreii din secolul I, când văd un evreu de-al lor atârnat pe o cruce de lemn. Ei știind că blestemat este cel ce stă pe lemn. Literalmente, el a devenit blestem pentru noi. Pentru că în Hristos Iisus, binecuvântarea lui Avram să ajungă la cine? La neevrei. Ca să primim, prin credință, promisiunea cui? A Duhului. Domnul Iisus Hristos a făcut blestem pentru noi, pentru că noi nu aveam nicio șansă să ieșim de sub blestem prin ceea ce am fi putut să facem noi. Așa că dacă în prima parte am văzut ce înseamnă izbăvirea de condamnare prin Hristos, haideți să mergem puțin mai departe să vedem izbăvirea de puterea firii pământești prin Duhul Sfânt. Și mergem mai departe încercând să observăm că nu suntem izbăviți doar de vina păcatului, ci și de puterea păcatului. Una este să fii vinovat și alta este să fii dependent de acel păcat. Hai să vedem ce ne spune textul. Versetul 5, continuăm citirea. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. O să explicăm ce înseamnă lucrul ăsta. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Și dacă până aici, în versetul de la 5 la 8, am văzut contrastele între carne, trup, fire păcătoasă și Duh, haideți să vedem puțin mai încolo ce se întâmplă datorită acestui Duh pe care îl avem. Voi însă nu mai sunteți pământești, versetul 9, ci duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnul ei. Dacă trăiți după îndemnul ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Hai să punctăm câteva lucruri aici. În primul rând, Pavel vorbește cât se poate de serios despre necesitatea ca noi nu doar să avem Duhul lui Dumnezeu, ci să punem în aplicare viața conform Duhului lui Dumnezeu, pe care El ne dă. Așadar, răspunsul nostru printr-o viață schimbată nu este opțional, ci necesar, obligatoriu. Trebuie să se vadă lucrul ăsta. Doi, totuși acest răspuns pe care îl așteaptă de la noi este împuternicit însuși de Duhul lui Dumnezeu. Nu putem înceta să mai comitem păcate prin propriile noastre puteri. Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu ca să putem face asta. Pentru că prin propriile noastre puteri ne duce până într-un punct. Însă transformarea radicală și substanțială este prin puterea Duhului. Și trei, moștenirea vieții viitoare, adică ceea ce urmează, viața veșnică, nu garantează că noi încetăm să mai păcătuim cu totul aici și acum,
Ceea ce ne cere Dumnezeu în acest pasaj este un progres clar, pe termen lung, în a deveni tot mai puțin ca și lumea, adică carnea, natura păcătoasă, și tot mai mult ca și Hristos. Însă versetul cheie, ca să putem să facem asta, este, cuvântul cheie este cuvântul viață. Duhul de viață, țineți minte că acolo apare sintagma asta, Duhul de viață, conferă viața atât în prezent, cum? Prin eliberarea credinciosului atât de pedeapsă, asta e justificarea prin credință, cât și de puterea păcatului, nu doar de pedeapsa păcatului, ci și de puterea păcatului, care e sfințirea. Cât și în viitor, nu doar acum prezent, cât și în viitor, prin învierea trupurilor noastre muritoare din morți. Din nou, o frază complexă, fotografiați-o, studiați-o în grupurile mici. Totuși, și totuși, această viață nu este atinsă fără participarea noastră activă. La ce? La lucrarea progresivă a Duhului. Participarea noastră activă, ne implicăm activ în ceea ce Duhul face progresiv. Hai să explicăm și asta. Termenul pe care vreau să-l înțelegem este mortificare. Un cuvânt pe care nu-l folosim în alt context, probabil decât aici. Romani 8:13 spune așa. Dacă trăiți după îndemnurile firii, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, adică faptele firii, faptele păcătoase, veți trăi. Acel faceți să moară este mortificare. Noi omorâm păcatul, practic. Ce înseamnă mortificarea asta? Mortificarea păcatului este un proces activ. Dragilor, nu este o experiență pasivă, ci un efort intenționat de a renunța la dorințele păcătoase. Vii, înțelegi Evanghelia, crezi, începi să simți lucrurile astea și în mod voit zici, da, eu cred, îl urmez pe Dumnezeu. Și urmează botezul. Ei bine, nu o să stai pe bancă duminică dimineața și de nicăieri se întâmplă ceva și tu nu mai îți dorești lucruri păcătoase. Rămân acolo, impulsurile acestea. Dar voința noastră transformată de puterea Duhului ne duce înspre o dedicare constantă pentru ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, mai presus de propriile noastre impulsuri de moment. Asta e mortificarea. Dăm morții, practic, impulsurile, dorințele noastre. Doi, mortificarea păcatului este posibilă doar prin Duhul Sfânt. Și Pavel sublinează că doar prin Duhul putem omorâ faptele trupului. Deși păcatul continuă să influențeze omul, Duhul dă credinciosului puterea de a rezista păcatului. Duhul lui Dumnezeu te face să întorci capul. Duhul lui Dumnezeu te face să pleci din anumite lucruri. Duhul lui Dumnezeu te face să renunți la anumite vicii. Duhul îți dă puterea asta. Altfel, ar fi suficientă terapia, dragii mei. Și trei, mortificarea păcatului duce la viață. Deși păcatul oferă iluzia plăcerii și a satisfacției, adevărata viață și împlinire se găsește în sfințire și în trăirea prin Duhul lui Dumnezeu. Atenție, păcatul oferă plăcere. Nimeni nu zice că nu e așa. Oferă satisfacție, dar adevărata viață, adevărata împlinire, este prin puterea Duhului. Și nu poate să mărturisească despre asta decât cel ce o trăiește. Pe scurt, mortificarea păcatului este chemarea fiecărui creștin de a respinge păcatul și de a trăi în puterea Duhului Sfânt, care ne ajută să devenim tot mai asemănători lui Hristos. Asta nu înseamnă că suntem perfecți în această viață, dar ne angajăm, atenție este despre angajament, într-o luptă continuă de a birui păcatul, ispita și de a trăi după voia lui Dumnezeu. Hai să mergem spre aplicații. Primul set de aplicații. Pavel folosește deseori în fire, în Duhul, în Hristos Iisus, pentru a conota ideea aceea de teritoriu, spațialitate, ești într-un loc, ești într-o domnie a cuiva. A deveni creștin, asta e aplicația, înseamnă a fi transferat din tărâmul dominat de carne, de natura păcătoasă, în tărâmul dominat de Duhul Sfânt. Asta se întâmplă în momentul în care ești smuls de acolo prin puterea lui Dumnezeu. Hai să vedem, tot ca aplicație, o nuanță foarte importantă. Pentru că
am vorbit despre a umbla după lucrurile firii pământești. Deci, măi, astea sunt arhaisme, astea le-am auzit acum 20 de ani. Totuși, ce înseamnă asta? Ca să înțelegem ce înseamnă asta, trebuie să ne uităm la câteva traduceri care aduc lumină prin traducerea folosită. Uitați-vă la versiunea Dumitru Cornilescu, Romani 8:6. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Uitați-vă la noua traducere românească. Căci gândirea firii pământești este moarte. Observați? Dintr-o dată se luminează prin nuanța pe care o folosim. Căci gândirea firii pământești este moarte, însă gândirea Duhului este viață și pace. Dar predicăm unei audiențe tinere și frumoase și deștepte care înțelege engleză. Ne uităm la English Standard Version. Da? For to set the mind on the flesh is death. Adică să-ți setezi mintea pe lucrurile naturii păcătoase. Să-ți setezi mintea, să te gândești la lucrurile firii păcătoase. Noi așa avem și noi ceea ce se numește, la ce stă capul? Dacă îți stă capul la lucrurile lui Dumnezeu, o să faci lucrurile lui Dumnezeu. Dacă îți stă capul la lucrurile firii păcătoase, o să faci lucrurile firii păcătoase. Cam asta e explicația cât se poate de banală, dar cred eu destul de completă. Mintea e cuvântul acolo care a umblat după. În limba grecească este cuvântul tradus realmente, mintea. Care denotă atunci că e nevoie de o schimbare de mentalitate, de atitudine a celor care aparțin Duhului Sfânt. De aceea vorbim despre metanoia, schimbarea minții. Ca mintea să-ți stea capul la lucrurile de sus. Care e aplicația? Justificarea ne oferă poziția. Nu mai este nicio condamnare. Însă sfințirea ne cere procesul. Cine umblă după lucrurile Duhului. Umblarea aia e un proces. Nu se întâmplă peste noapte. Nu se întâmplă într-o clipită. E un proces continuu. Și acum, hai să refocalizăm puțin. Acum nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Haideți în versetul 9. Voi însă nu mai sunteți pământești și duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, în adevăr. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos. Am avut Duh de viață, Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos. Și după aceea avem Duhul Sfânt. Romani 8 este unul din foarte puținele texte în care avem Sfânta Trăime prezentă, menționată. În ce proces? În procesul transformării noastre. Și aici avem această nouă focalizare. Dacă viața e schimbată printr-o poziționare juridică, nu mai există nicio condamnare, ea este explicată printr-o transformare identitară. Ce vreau să zic cu asta? Observați Duhul acesta de viață, apoi Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos, în versetele 1-13. Și după aceea începe versetul 14. Trebuie să citim și asta. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Patru lucruri de menționat aici. În primul rând, Duhul lui Dumnezeu ne face să fim fii. Atenție, când începem să fim numiți fii, ar trebui să ne comportăm ca atare. Așadar, procesul se face prin înfiere, de-aia avem textul acesta despre înfiere, și înfierea, odată devenit fiu, ne face și moștenitor. Și înfierea aceasta produce efecte profunde și vizibile. Într-un cuvânt, a fi copil al lui Dumnezeu înseamnă a fi și moștenitor al lui Dumnezeu și, prin urmare, o persoană trebuie să privească spre viitor, spre moștenire, care urmează să o avem, ca să ne bucurăm pe deplin de înfierea de acum. Și gândirea din acest paragraf este explicată din nou în Galateni. Haideți în Galateni 4. Mai un pic, terminăm la timp, nu vă speriați. Galateni 4, de la versetul 4. Dar când a venit împlinirea legii, împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege. Ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Observați textul acesta.
Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, rob al păcatului, despre asta e vorba, ci ești fiu. Dacă ești fiu, ești și moștenitor, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Și în ambele texte, Romani 8, Galateni 4, Pavel afirmă că credincioșii sunt transformați din robi ai păcatului în fii al lui Dumnezeu prin sacrificiul răscumpărător al lui Hristos. Trimis ca unul dintre noi. Adică în trup. În ambele texte, acest statut numit înfiere este legat de Duhul care locuiește în noi. Duh care ne face profund conștienți că aparținem lui Dumnezeu, fiindcă doar copiii pot să zică Ava, adică Tată. Și în ambele texte, a fi fii al lui Dumnezeu înseamnă că e și moștenitor al lui. Descrierea asta făcută de Pavel lucrării Duhului în conferirea calității de fiu, dacă vreți, este una dintre cele mai profunde și frumoase imagini a siguranței credinciosului din întreaga Scriptură. Duhul nu numai că ne conferă înfierea, ci ne și face conștienți de această nouă relație. Avem nu numai statutul, ci și inima de fii. De unde știm că avem inima de fii? Pentru că doar inima de fiu poate să zică Ava, Tată. Dacă era doar un statut, o bifă, n-ai fi zis Ava, Tată. Prin folosirea acestui strigă, cuvântul ăsta, strigă Ava, Tată, Pavel sublinează un lucru foarte interesant, și anume, conștientizarea noastră cu privire la Dumnezeu ca Tată nu provine doar din considerații raționale sau mărturii externe, ci și dintr-un adevăr profund, simțit și intens experimentat. Dacă nu experimentezi asta, nu poți să zici Ava, Tată. Reversul. Dacă unii creștini greșesc bazându-și asigurarea mântuirii doar pe sentimente, alții greșesc bazându-se doar pe fapte și argumente. Ai nevoie și de experiment, dar și de argument. Și trei. Strigând Ava, Tată, credinciosul nu numai că dă glas conștiinței sale de apartenență la Dumnezeu, în calitate de copil, dar și faptului că are un statut comparabil cu cel al lui Iisus însuși. Comparabil, nu identic. Cei care n-au avut tată nu știu să strige Ava, Tată, decât când experimentează dragostea lui Dumnezeu ca tată. Și s-ar putea ca nici aia să nu fie suficient de profund, până când cel ce n-a avut tată și știe să zică rațional lui Dumnezeu, Ava, Tată, își ține în brațe propriul copil. Și atunci înseamnă, știe ce înseamnă să fii tată. Și vorbesc din experiență. N-am știut ce înseamnă Dumnezeu tată până nu m-am pocăit. Și după aceea aveam probleme când îi auzeam pe cei de lângă mine în rugăciuni, tăticule, tată. Pentru mine era ceva complet străin. Până când am asistat la nașterea lui Thomas, primul nostru copil, și mi l-au adus să-l țin în brațe. Plângeam eu, asistentele, doctorii, toată lumea acolo. De ce? Pentru mine a fost emoția realizării a ce înseamnă să fii tată. Nu poți să strigi Ava, Tată, doar rațional. Pentru că în înfierea noastră Dumnezeu nu a luat jumătăți de măsură, am fost făcuți membri cu drepturi depline ai familiei, ai trupului și părtași la toate privilegiile care aparțin membrilor acestei familii. Luther comentează exact sintagma asta, Ava, Tată, dar o comentează din Galateni, din textul pe care l-am citit. Și uitați ce spune Luther. Acesta nu este decât un mic cuvânt, dar cu toate acestea el cuprinde toate lucrurile. Gura nu vorbește, dar afecțiunea inimii vorbește în acest fel. Deși sunt asuprit de angoasă și teroarea din toate părțile și par a fi părăsit și îndepărtat complet de prezența ta, totuși sunt copilul tău și tu ești tatăl meu de dragul lui Hristos. Sunt iubit datorită celui iubit. De aceea acest mic cuvânt, tată, conceput eficient în inimă, depășește toată elocvența lui Demostene, Cicero și a celor mai elocvenți retorici care au fost vreodată în lume. Martin Luther, în comentariu către Galateni. Duhul Sfânt nu este doar instrumental în a ne face copii al lui Dumnezeu, ci el ne face de asemenea și conștienți că suntem copii al lui Dumnezeu. Și conștientizarea faptului că ești copil al lui Dumnezeu ar trebui să producă efecte vizibile.
Și există și un scop teologic în faptul că suntem și moștenitori. Gândiți-vă că în Vechiul Testament moștenire era în special un cuvânt la care tremurau evreii, pentru că era moștenirea promisă lui Avram și seminției lui. În iudaismul târziu, moștenirea nu păstrează același accent spațial distinctiv, ci începe să descrie o viață viitoare. De aceea creștinii sunt poporul lui Dumnezeu din noua eră, dacă vreți. Copiii lui Dumnezeu și ca atare beneficiari a ceea ce Dumnezeu promite poporului său. Și textul continuă și de aici o să mergem puțin mai repede. Promit. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care să fie descoperită față de noi. De asemenea, și firea sau creația așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea Fiului lui Dumnezeu. Căci firea a fost supusă de deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejde însă, că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până ziua de astăzi, toată firea sau creația suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tiroadele Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Vorbim despre viitor, da? Căci nădejde aceasta am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui. Pe când dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Observați, Duhul continuă să lucreze. Căci eu nu știu cum trebuie să ne rugăm. Căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. S-ar putea să zici, dar nu știu să mă rog. Nici o problemă. Duhul te ajută. Tu doar începe. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că el mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Pe de altă parte, atenție la versetul ăsta, da? Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după chipul său, după planul său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte și i-a hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel dintâi născut între mulți frați, și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Pentru explicații detaliate, la altă conferință. Dar, ce aș vrea să ne uităm este la al treilea lucru. Și al treilea lucru este izbăvirea. Izbăvirea de suferință și de slăbiciune prin speranța gloriei viitoare. Da, putem să luăm pasajul acesta și să vorbim despre siguranța mântuirii, putem să vorbim despre alegere, putem să punem în balanță calvinism, arminianism, dar nu ăsta e scopul în dimineața asta. Ci scopul este să vedem că prin Duhul lui Dumnezeu suntem izbăviți de suferință, de slăbiciune, prin speranța, atenție, nu oricum, ci prin speranța gloriei viitoare. Așadar, credincioșii din această lume a războiului între împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Satana suferă și gem, nu-i așa? Însă s-ar putea ca acele gemete să nu fie de suferință, ci de speranță. Să fie niște tânguiri nerăbdătoare a celor care așteaptă să se termine odată, că știm ce urmează. Slava viitoare. Și cheia este această slavă viitoare. Fiindcă slava viitoare, sintagma asta, este punctul culminant din planul lui Dumnezeu de mântuire. Asta urmează. Noi la asta așteptăm. Textul nu promite că nu mai este suferință, ci că știm să trecem prin ea. Duhul Sfânt nu e la fel de proeminent ca și în prima parte a capitolului, însă joacă un rol esențial de punte, dacă vreți, între experiența noastră prezentă ca și copiii lui Dumnezeu și rezultatele adopției și moștenirii pe care le au copiii lui Dumnezeu. Care sunt aplicațiile pentru acasă? În primul rând, un realism cu privire la greutățile vieții. Observați, greutățile vieții rămân aici. Sunt efectele păcatului. Ele au încă efect. Lumea e stricată și produce efecte în continuare. Și noi suntem prinși în efectele astea. Nu o să scăpăm de ele. Ci ce avem noi este speranța că ele trec și noi mergem mai departe în slava viitoare. 2. Speranță. Există speranța eliberării de păcat și de efectele sale. Vestea bună a Evangheliei este că pedeapsa justă a lui Dumnezeu nu mai este ultimul său cuvânt pentru noi. Creația e supusă deșertăciunii, însă El ne oferă speranță. Și 3. Promisiunea compasiunii și ajutorului lui Dumnezeu. Pentru că Duhul lui Dumnezeu, dat poporului său, ne susține în mijlocul greutăților și ne ajută în mijlocul suferințelor prezente.
Și hai să încheiem cu textul de la 31 încolo, care e în mod retoric parcă scris. De ce să zicem noi în fața tuturor acestor lucruri dacă Dumnezeu este pentru noi? Cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Atenție că asta poate fi citit foarte greșit. Asta nu e Evanghelia prosperității. Cine va ridica pâna împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat. Stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți de dragostea lui Dumnezeu? Necazul? Sau strântorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdia? Sau sabia? Atenție! Nu zice cine ne va despărți de prigoană. Nu zice cine va ne despărți de foamete. Nu asta întreabă. Nu zice cine ne va despărți de confortul de a fi credincioși în secolul 21. Nu asta spune. Cine ne va despărți de dragostea lui Hristos? Asta e întrebarea. După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții, toată ziua suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngeri, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și mângâierea stă într-un imn de biruință, ca asta citim aici. Așadar, cu ce plec acasă? Dacă Dumnezeu este pentru noi, întreaga lume poate fi împotriva noastră și în anumite perioade istoriei este împotriva noastră. Pentru că omul în revolta lui împotriva lui Dumnezeu nu protestează doar împotriva Creatorului, ci și împotriva celor răscumpărați de Creatorul. Deci lumea va fi împotriva noastră. Și totuși, dacă Dumnezeu este cu noi, cine ne poate sta împotrivă? Dar sună aforism, nu? Clișeu. Hai să schimbăm clișeul ăsta odată și pentru totdeauna, aș zice. Între garanția Duhului Sfânt în viața noastră, a celui răscumpărat, și obligația umblării în acest Duh, întrebarea n-ar trebui pusă de partea cui stă Dumnezeu, ci ar trebui pusă de partea cui stăm noi. Întrebarea nu de partea cui stă Dumnezeu, ci întrebarea de partea cui stăm noi. Aici ai responsabilitatea noastră. Să ne așezăm noi de partea cui trebuie, nu Dumnezeu, de partea noastră. Și aș vrea să închei cu frumusețea asta Evangheliei, care e valabilă pentru toată lumea, indiferent că o crezi sau nu o crezi. Și mă duc înapoi înspre Romani 8:28. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. Deci da, Dumnezeu lasă toate nenorocirile în viața noastră pentru binele nostru. Paradoxal. Și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Există un autor foarte profund, Jerry Bridges îl cheamă. El scrie o carte, o cărțulie, Urmăriți Sfințenia. Uitați ce spune el despre Romani 8:28. Dumnezeu lucrează în toate circumstanțele vieții tale pentru a scoate binele din tine. Chiar dacă n-ai auzit niciodată de Romani 8:28. Lucrarea lui nu depinde de credința ta, dar mângâierea și bucuria pe care această afirmație este menită să ți le ofere depind de credința ta în ea. De încrederea ta în Cel care lucrează, chiar dacă nu poți vedea rezultatul acestei lucrări. Asta e frumusețea Evangheliei. Suntem liberi de judecată pentru că Hristos a murit pentru noi și avem neprihănirea Lui. Suntem liberi de înfrângere pentru că Hristos trăiește în noi prin Duhul Său și noi împărtășim viața Lui. Suntem liberi de descurajare pentru că Hristos vine după noi și vom împărtăși gloria Sa. Suntem liberi de teamă și frică pentru că Hristos mijlocește pentru noi și nu putem fi separați de dragostea Lui. Hai să încheiem mulțumindu-I pentru tot ce ne oferă El.
v-aș invita să ne rugăm împreună. Doamne, vrem să plecăm de aici nu atât de lămuriți și elocvenți pe cum am putea fi, ci am vrea să plecăm de aici transformați. Avem nevoie de Tine în viața noastră, ne-ai dat Duhul Tău cel Sfânt să ne locuiască și, Doamne, Te rugăm frumos, fă prezența Ta în viața noastră vizibilă, nu de dragul celor care ne urmăresc, ci de dragul Tău. Doamne, ne uităm la Tine cu speranță, cu nădejde. Ne uităm la moștenirea pe care urmează să o primim. Și, Doamne, am vrea să trăim fiecare clipă a vieții ce ne-a rămas pe pământul ăsta, fiind de, pe deplin convinși de viața pe care urmează să o trăim cu Tine în veșnicie. Am vrea să putem să-ți cântăm și rațional convinși și cu emoțiile puse în ordine. Speranța mea e doar în Domnul Iisus. Doamne, am vorbit despre o viață unită, legată de Tine. Viața noastră e legată doar de El. Doamne, ne uităm la toate relele ce ni se pot întâmpla și este numerate în Romani. Doamne, vrem să putem să spunem, pot să spun că Iisus pace în dar mi-a adus. Tot ce sunt, sunt prin Harul Său. Avem nevoie de Tine, Doamne, și avem nevoie de șoapta Ta în continuare. Te rugăm, transformă viețile noastre, mințile noastre. Doamne, ajută-ne să ne stea capul la lucrurile de sus, știind că cele de jos vor trece. În numele Domnului Iisus, Te rugăm. Îți mulțumim și Te iubim. Amin.